Da, și făceați diverse teste înainte de competiții, să-i puneți să alerge. Știu că în povestea ta o anumită distanță, de exemplu. Da, mai și... multe distanțe la ăștia, la fondiști. Uh -huh. Și îi puneați să facă da. distanța aia și vedeați dacă face mai repede. Da, pentru sau... că apărut se moda, Așa. ca și la sporturile cardiopulmonare, uh -huh. la sporturile de rezistență, să introduci în programul de antrenament porțiuni de, antren de antrenament anaerob. Mm -hmm. Să considera că mai te ajută la capitolul viteză. Da, în da. anumite situații, chiar pentru fondiș, da, fi... da, da. da, Să nu exagerezi, da, să să ai elemente da. și de antrenament da. anaerob, da. da. da da, da, înțeleg, înțeleg. Și da. îi punea să facă, să zicem o distanță de 3 km sau un km. Sau asta și nu, vă uitați aveam, la timp sau aveam, aveam uh, porțiuni de 200 de metri apropo de anaerob. Da, da, da. de un kilometru uh -huh. Și nu știu dacă mai aveam ceva intermediar de 4 km. De 4 km. Și pe urmă introdusem și 5 km. Dar eu băgasem 4 km. Ce rămăsesem eu un cap de la velodrom cu probabil. De, de pe velodrom, de da, metri. da, 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 da. Și mi-a fost mie mai ușor la început. Uh -huh.